mi se topesc. Oasele de dor după tine, iar ochii plâng neîncetat. Inima mea tângește după curțile tale, sufletul meu suspină după al tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după tine, iar ochii plâng neîncetat. Te voi binecuvânta dar toată viața mea, și în numele tău voi ridica mâinile. Lauda ta va fi mereu în gura mea. Te iubesc, o Domnul meu. Te voi binecuvânta dar toată viața mea, și în numele tău voi ridica mâinile. Lauda ta va fi mereu în gura mea. Te iubesc, o Domnul meu. Privesc pe locul sfânt ca să-ți văd puterea și slava, când bunătatea ta peste viața mea. Aștept în tăcere răspunsul tău, Doamne. Vino, nu-ntârzia. Te voi binecuvânta dar toată viața mea, Domnul meu. Te voi binecuvânta dar toată viața mea, și în numele tău voi ridica mâinile. Lauda ta va fi mereu în gura mea. Te iubesc, o Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului, în a cărui nume noi în această dimineață suntem în locul acesta, și pentru că Dumnezeu ne-a fost călăuză o săptămână întreagă, ne-a purtat pe brațul său, acum haide să chemăm numele Domnului peste prezența noastră înaintea Lui, să-L rugăm pe Domnul să îndure de noi în această zi, să ne primească înaintea Lui, să ne ierte de orice vină și să ne pregătească inimile pentru cuvântul Său, ca astfel numele Lui Dumnezeu să fie înălțat în mijlocul nostru în această zi, lăudat să fie numele Domnului. Haideți așa cum stăm înaintea Domnului să cerem sprijinul Lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt peste ziua de astăzi, mâna cea bună a Domnului să fie peste noi toți. Amin. Ne rugăm Domnului așa cum stăm.
Haideți să deschidem Biblia, cei ce o avem cu noi, la pagina 570 și să urmărim cuvântul Domnului din Psalmul 46. Un psalm compus de fiul lui Core, în care așa zice cuvântul lui Dumnezeu: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul, s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, este un râu al cărui zvoare înveseleți cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războiul până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un tur de scăpare pentru noi. Lăudat să fie numele Domnului. Frați și surori, dacă ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, dacă L-am chemat în viața noastră, El este un turn de scăpare pentru noi, El este ocrotitorul nostru, de aceea să chemăm numele Lui întotdeauna în viața noastră, să ne rezumăm pe brațul Lui și să rămânem la dispoziția Lui și atunci El va fi cu noi în orice împrejurare a vieții ne vom găsi. Lăudat să fie numele Domnului. Haide să ne plecăm genunchi în semn de respect față de Domnul nostru, să ne închinăm înaintea Lui și să-I mulțumim că suntem în casa Domnului și nu într-un spital sau în altă parte. Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin. Thank you.
Haideți să ocupăm locurile, să cântăm pentru lauda Domnului. Hai să spunem pe Dumnezeu din cântarea. Vreau să spună cel ce slab, eu sunt tare în Hristos. Să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, iar celor sunt vreau să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, iar celor sunt sănătos. Oh, sana, oh.
say, I can see it's what the Lord has done in me. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, lăudați să fie numele Domnului, iubiți frați și surori în Domnul Iisus, prin îndurarea lui Dumnezeu noi suntem astăzi în locul acesta, pentru că bunătatea lui Dumnezeu se noiește în fiecare dimineață față de cei ce nădăjduiesc în El, față de cei ce și-au pus nădejdea în El, lăudați să fie numele Domnului. Și de aceea zice salmistul, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi și în săptămâna care a trecut, El ne-a călăuzit în fiecare zi, ne-a ocrotit cu mână tare, cu braț puternic și pentru aceasta noi suntem astăzi în locul acesta. Lăudat să fie numele Domnului, bunătatea lui Dumnezeu, frați și surori, în această dimineață ne îndeamnă la pocăință. Îndurările lui Dumnezeu s-au arătat față de noi, se arată în fiecare zi, dar și noi avem partea noastră de făcut, să ne întoarcem inimile spre Dumnezeu, să-L căutăm pe El și El se va lăsa găsit de sufletele noastre, lăudat să fie numele Domnului, pentru că adeseori Duhul Sfânt ne-a avertizează și ne spune că se apropie vremuri grele, vremuri de încercări peste Biserica lui Hristos. Pentru aceasta, frați și surori, în vremea aceasta, haide să ne apropiem de Dumnezeu, haide să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima și atunci, așa cum zice salmistul, Dumnezeu va fi adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care va fi alături de noi în necazurile vieții, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. În vremea aceasta, Dumnezeu mai mult ca oricând ne cheamă să ne întoarcem inimile spre El, ne cheamă glasul lui Dumnezeu să-L căutăm pe El din toată inima și în felul acesta vom putea să ne apropiem mai mult de El, să-L simțim aproape de inimile noastre și El va fi bucuria vieții noastre, lăudat să fie numele Domnului. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul, s-ar clătina munții, inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării, noi nu ne temem căci Dumnezeul nostru este la cârma vremurilor, lăudat să fie numele Domnului. Pentru noi această zi este o zi binecuvântată de Dumnezeu în care Dumnezeu ne-a dat prilejul să fim prezenți înaintea Lui și mai mult decât atât ne cheamă să stăm la masă cu El în această zi, lăudat să fie numele Domnului. În clipele acestea și în vremea aceasta este momentul cel mai potrivit să ne verificăm starea de viață
Și dacă cumva în viața noastră mai sunt probleme pe care trebuie să renunțăm la ele, haide să venim înaintea lui Dumnezeu cu starea vieții noastre, să ne rugăm lui să se îndure de noi, să ne ierte și să ne primească înaintea lui, ca astfel când ne vom apropia de masa Domnului, să nu ne fie spre osândă și spre judecată, pentru că Dumnezeu ni se oferă ca ajutor, Dumnezeu ni se oferă ca sprijin, ca ocrotitor, și chiar dacă munții s-ar clătina în temeliile lor, noi nu ne temem, pentru că Dumnezeul nostru este acel care stăpânește peste munți, peste ape și peste tot universul, lăudat să fie numele Domnului. De aceea, frați și haide să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, să cântăm o cântare, dar nu oricum, din toată inima, și apoi să chemăm numele Domnului în viața noastră, ca El să se ocupe de fiecare în parte, să ne schimbe, să ne transforme și să ne pregătească pentru ziua de glorie în care El va veni, lăudat să fie numele Domnului. Haide să cântăm laudele Domnului și să-L binecuvântăm pe El. Amin. Să se primeze în cântare, așa cum sunt la tine vin. Așa cum sunt la I'm
am cântat așa cum suntem, venim înaintea lui Dumnezeu, frați și surori, așa cum ochii lui Dumnezeu ne privește în aceste momente, să ne îndreptăm inima spre El, să ne recunoaștem starea și să rugăm pe Dumnezeu să coboare prin Duhul Sfânt la noi, să schimbe starea vieții noastre și să ne pregătească să putem sta înaintea Lui astăzi la masă, așa cum stăm, ne închinăm și ne rugăm Domnului. Yeah.
Haideți să ocupăm locurile, să dăm slavă lui Dumnezeu printr-o cântare. Haideți să slăbim pe Dumnezeu din cântarea Astăzi mă închin Domnului. Astăzi mă închin Domnului și cât slavă căci mi-a făcut. Când eram în strâmtorare, către El eu am strigat, și-a întins și m-a salvat. Astăzi mă închin Domnului și când slavă cășem, mult bine mi-a făcut. Când eram în strâmtorare, către El eu am strigat, și El mâna și-a întins și m-a salvat. Mi-amintesc de ziua în care Dumnezeu m-a încercat. A fost ziua-n care Domnul te iubesc m-a întrebat. A fost o zi deosebită, abia acum am înțeles că Iisus mult m-a iubit și prin moartea sa pe cruce m-a ales. Astăzi mă închid Domnului și când slavă căce, mult bine mi-a făcut. Când eram în strâmtorare, către El eu am strigat, și El mâna și-a întins și m-a salvat. Astăzi mă închid Domnului și când slavă căce, mult bine mi-a făcut. Când eram în strâmtorare, către El eu am strigat, și El mâna și-a întins și m-a salvat. Încercăm mereu din valuri, dar ne birui prin Iisus. Doar El mi-am pus nădejdea ca să ajung în cerul sus. Încercările să vină, prin ele mă voi oțeli, și-ntr-o zi pe nori de slavă dintre mine desvin. Eu voi fi. Astăzi mă închid Domnului și când slavă căci mult bine mi-a făcut. Când eram în strâmtorare, către El eu am strigat, și El mâna și-a întins și m-a salvat. Astăzi mă închid Domnului și când slavă căci mult bine mi-a făcut. Când eram în strâmtorare, către El eu am strigat, și El mâna și-a întins m-a salvat. Amin. Frumoasă cântare am cântat pentru lauda lui Dumnezeu.
astăzi am zis că vrem să ne închinăm lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut mult bine în viață, lăudat să fie numele Domnului. Dacă simțim că Dumnezeu ne-a făcut bine, haideți, fraților, la închinare, haideți, fraților, să ne apropiem de Dumnezeu cu pot și rugăciune. Singura armă cu care putem lupta împotriva dușmanului. Și aș vrea să vă spun, ieri am fost aici în casa Domnului de la 10 la 3 jumate, am fost numai câteva persoane și m-am gândit ce bine ar fi să vină frații la închinare. E așa de minunat să fii în post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu și mai ales în locul acesta unde Dumnezeu de obicei El aici se prezintă mai mult ca în orice loc, lăudat să fie numele Lui, și ne-am bucurat așa de mult că Dumnezeu ne-a însoțit, că Dumnezeu a fost cu noi, că Dumnezeu a îngăduit pe Duhul Sfânt să ne cerceteze, am avut și mesaje din partea lui Dumnezeu. De aceea rugăm pe Dumnezeu să pună dragostea Lui în inimile noastre ale tuturor, să-L căutăm pe Domnul. Aseară am avut aici două bănci de surori tinere, pline de dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu, și ele au stat înaintea lui Dumnezeu în post, lăudat să fie numele Domnului. E așa de frumos să-i vezi pe copiii Domnului plini de dragoste pentru casa lui Dumnezeu, plini de dorința de a se apropia de Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca această dorință să fie în fiecare inimă din fața locului, să-L căutăm pe Domnul mai mult ca oricând, frați și surori. Dacă ne uităm la starea în care ne găsim, nu știu dacă Dumnezeu se bucură de starea noastră. De aceea, frați și surori, ca să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să intrăm în luptă, trebuie să căutăm fața lui Dumnezeu și El în bunătatea Lui se va îndura de noi. Mai departe zice versetul 6, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul Lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut El pe pământ. Frați și surori, dacă avem ocazia să ne uităm în urma unui torneido pe unde a trecut, el rămâne numai dărâmături și numai urmele puterii lui Dumnezeu acolo. Putem vedea cu ochii noștri cum puterea lui Dumnezeu se dezlănțuie pe pământ. De aceea, frați și surori, pentru că suntem în locul acesta și pentru că Dumnezeu ne ocrotește în fiecare zi, noi avem datoria să-i mulțumim lui Dumnezeu. Avem datoria să-L binecuvântăm pe Domnul și să-L rugăm ca El să fie ocrotitorul vieții noastre, căci așa ne-a vorbit cuvântul Domnului în primul verset. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește nevoi, lăudat să fie numele Domnului. Frați și surori, aș vrea să mai facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu de data aceasta, să ne rugăm pentru tineretul casei Domnului, să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să îi boteze cu Duhul Sfânt pe cei ce nu L-au primit, ca Dumnezeu să se îndure, să-i adune din nou în mijlocul nostru și împreună cu noi, să lăudăm numele Domnului pentru tot ce a lucrat în viața noastră. Haide să ne ridicăm la rugăciune și din toată inima să ne rugăm pentru tineretul casei Domnului, ca Dumnezeu să lucreze la mântuirea lor, la viața lor, la întoarcerea lor în locul acesta și împreună să-L binecuvântăm pe Domnul și Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin. Ne rugăm așa cum stăm. Yeah.
Versetul 10 zice așa: opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ, Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Dacă Dumnezeu este cu noi, frați și surori, haide să ne oprim în loc, haide să ne cercetăm starea de viață, haide să ne schimbăm viața și să o trăim așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu și Domnul aceasta să ne ajute. Acum, frați și surori, haide să ne aducem problemele înaintea lui Dumnezeu. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în atâtea probleme. Avem nevoie ca Dumnezeu să-și întindă mâna peste noi, să lase pacea Lui în fiecare inimă, să dea la o parte piedicile care ne împiedică de a merge înainte pe calea Domnului și Domnul să-și facă lucrarea printre noi. Și aș vrea să amintesc că să ne aducem copiii înaintea lui Dumnezeu, nepoți care avem, haide să ne amintim de cei bolnavi, haide să ne amintim de cei ce trec prin necazuri, haide să ne aducem aminte de cei nemântuiți, iubiții mei, frați și surori. Dumnezeu cheamă lumea de la răsăritul soarelui până la apusul lui, cheamă omenirea la mântuire. Haide să fim lumină în această lume, să ne rugăm și pentru cei nemântuiți, ca Dumnezeu să aducă pe cei care încă îi mai are în planul său de mântuire. Dacă mai sunt probleme, haide să le spunem,
care se pot spune cu voce tare, frații și apoi surorile, și apoi să ne rugăm pentru aceste cauze. Dacă sunt probleme... Domnul să-l vindece. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm pentru familiile tinere, ca Dumnezeu să ocrotească aceste familii. Haideți să ne rugăm din toată inima pentru cei nemântuiți, ca Dumnezeu să-i schimbe, să-i întoarcă spre El. Dacă surorile au cauze, cu voce tare, Domnul să-i aminte, prin ridicare de mâini dacă sunt probleme. Frați și surori, Dumnezeu ia aminte la mâinile ridicate, la dorințele care le aducem înaintea Lui. Haideți să-i spunem Domnului că avem nevoie de călăuzire, că avem nevoie de ajutorul Lui în fiecare zi și brațul Lui să fie întins peste noi, așa cum stăm, aducem cauzele și în final vom și mulțumi Lui Dumnezeu pentru ora de rugăciune. Amin. Să privești cu milă spre noi, să privești rugăciunea.
binecuvântat să fii Tu, Dumnezeul nostru sfânt și mare. Te slăvim, Te binecuvântăm și mulțumim jertfei Tale, mulțumim dragostei Tale. Aleluia! Îți mulțumim! Aleluia! Glorie Ție, Doamne, și numele Tău! Binecuvântat să fii Tu, Dumnezeul nostru sfânt și veșnic! Ascultă-ne din cerul Tău pe-anal, întinde-ți mâna Ta peste noi și fie harul Tău, pacea Ta, mila și îndurarea Ta peste noi până la venire. Îți mulțumim frumos, Dumnezeu al oștirilor, pentru prezență. Îți mulțumim frumos că ai luat aminte la rugăciunile noastre care le-am îndreptat spre Tine și acum Te rog, lasă harul Tău în continuare peste servicii evangelizare, umple gura celor ce vor vesti numele Tău de putere și fii cu noi până la Ta venire. Mă rog din toată inima, adă-ți aminte de biserica Ta și rămâi cu noi, iar numele Tău să fie slăvit, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile, mulțumim Domnului pentru prezență, Domnul să fie slăvit pentru tot ce lucrează. Amin. Să se împărmeze de încântarea la crucea de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchez. Crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sunt obosit de al meu păcat, sufletul să-ți mulțumesc căci m-ai răscumpărat. Sunt călător pe acest pământ, nu fi tristă inimă, nu dispera. Să-ți mulțumesc căci m-ai
Așa frumoasă este rugăciunea aceasta pe care am exprimat-o în cântare. Primește, Doamne, ființa mea să pot să stau înaintea Ta, să-Ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Frați și surori, în această atmosferă a prezenței Duhului lui Dumnezeu, haideți toți să ne rugăm Domnului să ne învrednicească în dimineața aceasta și să se descopere în mod deosebit fiecăruia dintre noi. Haideți cu toții să ne rugăm. Amin. Haideți să ocupăm locurile, să cântăm o cântare spre slava Domnului. În timpul acestei cântări să ne închinăm și să slujim Domnului cu darul nostru de bunăvoie. Amin. Dacă este cineva care are o cântare sau o poezie pentru slava lui Dumnezeu și zidirea sufletească a bisericii, vă rog să-mi trimiteți un bilet aici la învon. Vă slăvim Dumnezeu din cântarea, o ce varul de îndurare cur din crucea lui Iisus. Oh,
Domnul să fie binecuvântat, frați și surori, și fie ca bucuria mântuirii să fie pe fețele noastre și în inimile noastre. Avem un Domn și un Mântuitor care trăiește și slăvim numele Lui. Amin. Serviciile divine în săptămâna aceasta, care am intrat, cele obișnuite, marți, joi, vineri, tineri, sâmbătă, câteodată mai uit să anunț lucrul acesta, dar sâmbătă dimineața, deci putem să venim aici la închinare de la ora 10 până la ora 5 după masă, sunt frați și surori care stau la dispoziția noastră să ne ajute să mijlocim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, pentru cauzele noastre personale, pentru familii și pentru lucrarea Domnului din biserică. Este foarte important, frați și surori, să avem în mijlocul nostru un astfel de grup al rugăciunii. Ați văzut și la timpul de rugăciune când Dumnezeu se coboară și ne cercetează prin Duhul Sfânt, parcă timpul zboară așa de repede. Dar să știți că eu niciodată nu mă îngrijoresc că trecem peste ora 10 și jumătate la rugăciune. Rugăciunea este aceea care dă nota spirituală a bisericii. Și știți că spuneam de atâtea ori, spunea cineva și eu, mi-a rămas imprimat în mintea mea și zicea așa, vreau să te aud cum te rogi și îți spun ce fel de Dumnezeu ai. Și atunci când știm să ne rugăm, să știți că se simte și cei din jurul nostru simt, fie ca să ne rugăm prin Duhul și Duhul să fie prezent întotdeauna când ne închinăm Domnului în rugăciune. Amin. Acum, aș vrea să mai fac un anunț, deci nu mâine, ci de mâine într-o săptămână, la ora 7, aș vrea să mă întâlnesc aici la biserică cu candidații de botez. Deci avem botezul nou testamental în iulie 26 la Battleground, acolo unde ne întâlnim noi de obicei pentru botez. Deci de mâine într-o săptămână, la ora 7 după masă, vreau să ne întâlnim cu candidații de botez. Dacă mai sunt dintre tineri care încă n-au mărturisit credința lor în apa botezului, și vor să încheie acest act și acest legământ de credință, vă rog să luați legătura cu mine. Acum ne îndreptăm inimile și glasurile către Dumnezeu, cântăm și lăudăm pe Domnul și apoi ascultăm cuvântul Domnului și în final ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Domnul să fie prezent mai departe cu noi. Amin. Invit copiii să vină să cânte spre slava Domnului. Amintesc, copiii au încheiat studiul biblic, deci vor rămâne cu noi mai departe în biserică. După cântarea copiilor, sora Lidia are o poezie, sora Ani Mane o cântare, apoi corul bisericii și după aceea ascultăm cuvântul Domnului. Amin.
partea lui, de partea lui, Iisus stăm prin Iisus, dar bun în veșnic, dar prin El pace avem. O pâine sfântă, aluat ceresc suprem, Tu ești poarta sfântă către cer, pâine de lacrimi, tortură și chin, coaptă în foc pe vatră de suspin. O sfânt pahar de viață plin, cu reverență te beau și mă închin. Mi-ai dat viață, am viață, trăiesc, nu doar aici, ci și pe plai ceresc. O pâine sfântă și un sfânt pahar, înmănunchiat în cel mai mare dar, miel minunat al vieții scump izvor, pentru etern, cu viața mea îți sunt dator. Îți voi da cinste, miel te-a iubit, cu viața mea, cum tu te-ai dăruit. Doresc să te urmez cât voi trăi, pentru vecie, miel prea sfânt te voi slăvi. O pâine și un pahar sunt mielul sfânt, sensul vieții mele pe pământ și siguranța că voi fi nemuritor pe veci de veci cu mielul în splendor. Amin. Amin.
gândi, ar spune tragedia ce-a fost odat. Ar spune Ghețiman, grădina Ghețiman, cum Hristos în noapte pentru tine s-a rugat. A fost atât de greu să suferă în locul tău, sudor de sânge a pus din fața lui Iisus. Silit, v-ați oporit cu crucea în spate, el mergea, urcând pe via dolorosă în sus. De multe ori a căzut Iisus. O Golgota, o Golgota, lovește-le, unde Hristos și-a dat viața sa. Corpul său era doar rând și vânătăi, din pruntea sa curgea sânge nevinovat pentru tine și al meu păcat. A fost atât de greu să suferă în locul tău. Sudor de sânge a pus din fața lui Iisus.
cântăm o cântare și apoi citim cuvântul Domnului pentru dimineața acestei zile din 1 Corinteni, capitolul 1. Deci cântăm și apoi ascultăm cuvântul Domnului. Deschidem cuvântul Domnului la epistola întâia scrisă de Pavel Corintenilor și citim de la versetul 1 până la versetul 18. Deci 1 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 1 până la 18. Haideți să urmărim în Biblie acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, în orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit și în așa fel
ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care va chema la părtășie cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloei că între voi sunt certuri. Vreau să vă spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, și eu sunt al lui Apollo, și eu sunt al lui Chifa, eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, sau numele lui Pavel a fost botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am botezat și casa lui Ștefana, încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovădesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem din nou la această divină sărbătoare și aducerea aminte despre jertfa Domnului Iisus și anume cina Domnului. Lucrare pe care Domnul ne-a cerut-o ca să o facem pentru ca să nu uităm lucrarea pe care Domnul a făcut-o pentru noi și jertfa pe care Domnul a adus-o. Frați și surori și dragi tineri, cina Domnului este actul central al închinării Bisericii Domnului Iisus Hristos. Este o lucrare pe care o facem actual, dar este și o lucrare profetică. Este un preludiu, dacă vreți să spun așa, la ceea ce se va întâmpla într-o zi, cum am citit aici, în ziua în care se va arăta Domnul. Cuvântul spune în versetul 8, în ziua venirii Domnului nostru Iisus. Deci este o lucrare profetică. Așteptăm ziua aceea a venirii Domnului, în care noi toți, și vreau să accentuez lucrul acesta, noi toți vreau să fim în împărăția lui Dumnezeu. La masa aceea minunată, la nunta aceea a mielului. Acolo unde cuvântul spune că vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția lui Dumnezeu. Toți cei ce au slujit lui Dumnezeu, toți cei ce s-au dedicat și și-au dedicat viața slujirii Domnului Iisus Hristos și a cauzei Lui, toți aceștia avem credința că vom fi în împărăția lui Dumnezeu la masa aceea sau la nunta aceea a mielului și noi să fim parte. Fiecare dintre noi aș vrea să fim acolo și Domnul să ne ajute la aceasta. Deci cina Domnului este actul central al închinării noastre. Apoi, cina Domnului este această lucrare care ne ajută să menținem vie în mintea noastră și în memoria noastră, această lucrare a Domnului Iisus Hristos, această jertfă, acest sacrificiu, această mântuire minunată, această luptă care a fost biruitoare împotriva morții și împotriva celui rău. Și fiecare dintre noi, vă aduceți aminte cum încheiam predica de la cina Domnului de data trecută? Sigur că nu ne aducem aminte așa în amănunt, dar cred că, sigur, împrospătarea aceasta sau faptul că nu ne aducem aminte
ne ajută, de fapt, să ne gândim și să ne concentrăm mai mult asupra cuvântului care ar zice eu Domnul să-l imprime în mintea și inima noastră. Când noi ne împărtășim, spuneam data trecută, și am menționat atât frații cât și surorile, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și în felul acesta, atât frați cât și surori, atât tineri cât și tinere, suntem niște propovăduitori, predicatori prin lucrarea pe care o facem. Și de aceea această lucrare este, spun eu, nu importantă, ci este foarte importantă. În dimineața aceasta aș vrea să ne concentrăm atenția asupra câtorva versete din textul pe care l-am citit. Și dacă ne uităm în primul verset și accentul pe primele trei și versete și continuă și mai departe, cade pe acest cuvânt care este chemat sau chemare. Deci, Pavel chemat, biserica către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele Domnului. Și versetul 9 spune așa, credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășie cu Fiul Său Iisus Hristos. Deci, suntem chemați. Și cuvântul, versetul 9, și aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui verset, spune, credincios este Dumnezeu, frați și surori. Dacă urmărim și căutăm în Biblie despre credincioșia lui Dumnezeu, și vreau să vă spun că această credincioșie sau lucrarea aceasta a credincioșiei se referă la Dumnezeu, dar și la noi. Se referă și la noi. Și de atâtea ori, nu numai o dată, de mai multe ori am spus în biserică, credincioșia, care este un act de dăruire, un act al stăruinței într-o lucrare, este o dovadă a credinței noastre în Dumnezeu. Măsura credinței se reflectă în credincioșia noastră. Hai să privim câteva aspecte ale credincioșiei lui Dumnezeu și apoi o să privim și la credincioșia noastră. Genesa 24:27 spune cuvântul Domnului acolo. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Vedeți, aici se referă cuvântul la îndurarea și credincioșia lui Dumnezeu față de o lucrare pe care Dumnezeu o vestea chiar la începutul sau la răsăritul omenirii în jertfa Domnului Iisus Hristos, care spunea că în sămânța femeii va fi zdrobit capul șarpelui și va fi adusă mântuirea. Și cuvântul spune aici, credincioșia lui Dumnezeu față de frați și surori. În dimineața aceasta, haideți să privim și să-i mulțumim lui Dumnezeu de credincioșia lui față de noi. Față de noi. A fost Dumnezeu credincios față de tine? În ce ți-a promis și ce-a zis? A fost, frați și surori. A fost și este. Dar cuvântul spune în Exodul, în 34:6, unde știți întâmplarea aceea când Moise se coboară cu tablele legii de pe munte, poporul în vale se închina unui vițel de aur și Moise s-a supărat și a aruncat tablele și le-a sfărâmat. Și acum se duce cu noile table, săpate și făcute de el. Acum mai spune Dumnezeu, tu să tai tablele de piatră. V-ați gândit vreodată că n-a fost chiar ușor să le taie?
Mă gândesc că în vremurile acelea și în condițiile acelea, Moise a trebuit să depună ceva efort ca să facă din nou tablele și să le ducă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să le scrie. Dar înainte de a le scrie, cuvântul Domnului spune acolo, în Exodul 34:6, Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Deci Exodul, văd că este pus pe ecran. A strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Asta este caracterul lui Dumnezeu. Bunătate, credincioșie, dar nu numai așa mai de suprafață, ci plin de bunătate și credincioșie. Psalmul 89:2, zic, îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia lui Dumnezeu, spune psalmistul. Ce frumos! Frați și surori, Dumnezeul nostru nu se schimbă și ține credincioșia și ține cuvântul. Și de aceea putem să-i mulțumim lui Dumnezeu că în dimineața aceasta suntem aici, datorită credincioșiei și harului lui Dumnezeu. Cum răspundem noi? Că am spus că privim la credincioșia lui Dumnezeu față de noi, față de lucrarea lui și față de noi. Cum răspundem noi acestei credincioșii a lui Dumnezeu? Am citit și am accentuat că Dumnezeu, care este credincios, ne-a chemat la părtășie cu Iisus Hristos, Fiul Său. Deci, cum dovedim noi credincioșia noastră față de Dumnezeu? Știți la ce vreau să vă îndrept mintea și gândul? La chemare. La ce te-a chemat și la ce m-a chemat Dumnezeu? Pentru că în felul acesta ne vom dovedi credincioșia. În primul rând trebuie să ne cunoaștem chemarea. La ce ne-a chemat Dumnezeu? Știți că avem pilda aceea a talanților în Biblie, o știți? Toți o știm. O știm toți? Ce talent ți-a dat Dumnezeu? Și ce faci cu el? Vreau să vă spun că am dragoste față de Dumnezeu și față de dumneavoastră. Și dacă se întâmplă ceva între noi în biserică și aud, să știți că aceasta influențează și afectează viața mea ca și slujitor și ca și păstor al dumneavoastră. Dacă Dumnezeu te-a chemat și ți-a dat talentul acesta să predici cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând îmbogățește-te în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, cere Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste tine, studiază cuvântul, roagă-te și pune-l în lucrare. Să știți că nu există o motivație. Pe mine nu mă pune să predic. Tu predici în fiecare zi și în fiecare moment cu viața ta. Tu predici. Că ești bărbat, că ești femeie, că ești tânăr, că ești în vârstă. În locul unde ești și unde te duci, de mâine și până în săptămâna cealaltă, tu ești chemat la slujbă și la predică. Dacă ești chemat să cânți și să lauzi pe Dumnezeu și Dumnezeu a dat talentul acesta, oamenilor, folosește-l. Și nu găsi motivații ca să nu-l folosești. Nu găsi motivații. Trebuie să mă duc, trebuie să fac,
nu-mi place de fratele Iosif, nu-mi place de fratele Cornel, nu-mi place de fratele Mike, nu-mi place în biserica aceasta? Frați și surori, oriunde ne-am duce, să știți că nu putem fugi de chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Oriunde te-ai duce. Și când ne vom întâlni cu Domnul, știți ce aș vrea să ni se spună? Bine, rob bun și credincios. Bine. Bine, rob bun și credincios. Deci, cum este credincioșia noastră față de chemarea lui Dumnezeu? Spune cuvântul Domnului la Roman, la capitolul 3, zice, și vorbește acolo, dacă citim în Roman, la început, despre evrei, despre poporul acesta chemat și de Dumnezeu sau chemat poporul lui Dumnezeu. Vedeți, în zilele noastre se vehicul această expresie, Țara Sfântă. Pentru că a fost Domnul acolo, așa e frate Luca, a fost Domnul acolo și acolo poporul acesta sau prin poporul acesta a venit Domnul. Dar câți dintre ei l-au primit pe Domnul Iisus? Sau câți cred în Domnul Iisus? Nu prea mulți. Ne bucurăm că auzim vești că încep să se întoarcă la Domnul și ăsta este un semn pentru noi. Roman 3:3 spune, și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nu va nimici credincioșia lui Dumnezeu, necredința oamenilor, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă, dar noi. Domnul să ne ajute să ne înțelegem chemarea noastră, fiecare dintre noi. Căci cuvântul spune mai departe, Dumnezeu ne-a chemat la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Acum, am vrea să legăm ceea ce am spus, deci credincioșia lui Dumnezeu și credincioșia noastră care se reflectă în chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Dăruirea noastră pentru lucrarea Domnului. Eu cred din toată inima că toți vrem binecuvântările lui Dumnezeu. Toți vrem mântuirea lui Dumnezeu. Toți vrem ajutorul lui Dumnezeu. Toți. Dar acestea le primim în măsura credincioșiei și a împlinirii chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și mă refer la tineri, la tinere, poate și la cei căsătoriți care suntem. Frați tineri și tinere care sunteți necăsătoriți încă, vreți binecuvântarea lui Dumnezeu? Să știți că îi foarte de mare importanță să ne dedicăm slujirii lui Dumnezeu, că atunci Dumnezeu poartă de grijă. Și eu mă uit la voi și aș putea să dau exemple și cu nume, văzând cum Dumnezeu s-a implicat în lucrarea și în viața voastră. Slujiți Domnului, fiți credincioși lui Dumnezeu. Cuvântul spune că ne-a chemat Dumnezeu la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos. Să știți că părtășia cu Fiul nu înseamnă împărtășirea aceasta. Și aceasta este. Și aceasta este. Dar a fi părtaș cu Domnul Iisus Hristos nu înseamnă numai aceasta. A fi părtaș cu Domnul Iisus înseamnă a fi împreună, cuvântul spune și folosește expresia, împreună lucrători cu Domnul. Apostolul Pavel spunea că ce vreau să-L cunosc pe El, spune cuvântul Domnului, și puterea aceasta a învierii Lui și să mă fac asemenea. Sau părtaș suferințelor. Când suntem chemați de Dumnezeu la părtășie cu Domnul Iisus, frați și surori, să știți că suntem chemați să propovăduim
suntem chemați să ne purtăm crucea. Suntem chemați să omorâm eul nostru și să strălucească Hristos, așa cum spune Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Când a fost răstignit? Știți când? În momentul în care Domnul Iisus, în mod deosebit pe Apostolul Pavel, l-a întâlnit și l-a chemat. Și el a răspuns chemării Domnului. Și s-a făcut părtaș lucrării Domnului Iisus Hristos, punându-se în slujba lui Dumnezeu, propovăduind Evanghelia, a fi părtaș cu Domnul Iisus, a fi invitat și chemat la părtășie, înseamnă să propovăduiești, dar asta înseamnă să nu-ți fie rușine de Evanghelie. Știți ce spune Apostolul Pavel? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Pentru bucuria care a fost pusă înainte, spune Cartea Evreilor despre Domnul Iisus, a disprețuit crucea și rușinea. Va veni cel rău, nu știu dacă nu chiar ieri sau mâine va veni cel rău și spune, Matthew spune aici când a discutat cu colegul lui că este brainwashed, da? Ești brainwashed, că tu ești cel ce crezi în Hristos. Va veni cel rău. Spunându-te în fața mai multora, s-ar putea să fie rușine. Avea parte de părtășie cu Domnul Iisus Hristos înseamnă să nu-ți fie rușine, ci să propovăduiești Evanghelia. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 21, despre chemarea noastră, căci întrucât lumea în înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea Lui, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Pentru oamenii aceștia care sunt pe calea pierzării, să propovăduiești crucea este o nebunie. Cred că la 2 Corinteni 5:20 Apostolul Pavel spune că noi suntem împuterniciți de Dumnezeu și trimiși de El ca să spunem oamenilor să se întoarcă. Și vă rugăm, spune acolo, vă rugăm fierbinte să vă împăcați cu Dumnezeu. Și această chemare și propovăduire și această părtășie împreună cu Hristos, la care suntem chemați de Dumnezeu, frați și surori, înseamnă să propovăduiești, înseamnă să vestești moartea Domnului, înseamnă să ne luăm crucea în fiecare zi și să-L urmăm pe Domnul. Asta e părtășie cu Domnul. Asta e părtășie cu Domnul. Să fii părtaș suferințelor. A înțelege chemarea și credincioșia noastră față de Dumnezeu înseamnă că viața noastră este influențată de chemarea aceasta. Apostolul Pavel spunea și a menționat, el zicea, am fost răstignit împreună cu Hristos. Deci el a fost în părtășie cu Hristos. Psalmul 91 spune că atunci când suntem în părtășie cu Hristos, spune că cel ce stă sub ocrotire, suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu. Cei ce s-au făcut părtași lucrării lui Dumnezeu în vechime, că îi găsim pe Daniel și prietenii lui care au fost slujitorii lui Dumnezeu acolo în Babilon, oamenii aceștia nu și-au cruțat viața, și-au rămas credincioși lucrării și Dumnezeului care i-a binecuvântat. E bine să fim credincioși, frați și surori? Chemarea la părtășie cu Hristos va influența atitudinea noastră, pentru că schimbă viața. Roada Duhului este dragoste, bucuria, le-am auzit. Domnul să ne ajute să le avem în viața noastră.
Și spune cuvântul acolo în cheie că împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu este lege. Era o cântare, mi-aduc acum în bine minte cântarea, că atâta ai din Dumnezeu cât poți cuprinde în iubire. Atât ai din Dumnezeu. Câtă dragoste ai. Deci, influențează chemarea lui Dumnezeu și dacă răspunde în chemării lui Dumnezeu la părtășie cu Iisus Hristos, influențează atitudinea noastră. Chemarea la părtășie cu Domnul Iisus Hristos va avea efecte asupra viitorului nostru. Ieremia, cunoscutele versete din 29:11, spune Ieremia, ce spune Dumnezeu despre credincioșia Lui cu privire la noi? Eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi. Gânduri și nu de nenorocire. De ce? Ca să ne dea un viitor și o nădejde. Da. Deci, va influența viitorul nostru. Cina Domnului, la Matei 26, spune că pe când mâncau ei, și când spun lucrul acesta, pe când mâncau ei, înseamnă că Domnul era împreună cu ei. Erau în părtășie, erau la părtășie cu Domnul. Pe când mâncau ei, ce Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțit lui Dumnezeu, le-l-a dat zicând, beți toți din el, că acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și spuneam că această chemare la părtășie cu Domnul va influența și viitorul nostru. Și continuă Domnul și spune, ce vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Împărăția Tatălui meu. Luca 17:23. Zice, ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge și îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Domnul să ne slujească nouă, mie și ție, așa spune cuvântul. Stăpânul, Matei 25, stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Credincioșia noastră și chemarea noastră la părtășie cu Domnul Iisus Hristos va influența viața noastră. Va influența propovăduirea noastră, va influența atitudinea noastră, dar va influența și viitorul nostru. Apostolul Pavel spune la Efeseni, la capitolul 4, cred că versetul 1, și spune cuvântul Domnului acolo, așa de frumos, spune așa, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, și suntem toți atenți aici, sau urmărim, citim toți cuvântul acesta, parcă aș vrea să-l citim toți, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Frați și surori, Dumnezeu este credincios. Cuvântul spune, credincios este Dumnezeu care ne-a chemat la părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Cine este El? Fiul Său.
Stați puțin și gândiți-vă profund la această chemare, la părtășie cu Domnul Iisus Hristos, Fiul Său. Nu cel mai puternic președinte, nu cel mai de vază om din lumea aceasta, este părtășia cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos. Și din nou amintesc în încheiere, să fim atenți să ne purtăm într-un chip vrednic față de părtășia aceasta. Pentru că data trecută spuneam că valoarea părtășiei noastre cu Hristos și calitatea părtășiei depinde de caracterul nostru și de credincioșia noastră. Și noi suntem cei care vom da valoare acestei părtășii. Frații lucrători se roagă și spun, și eu v-am mai spus acest lucru, Doamne, dă valoare acestei pâini, dă valoare acestui rod al viței. Și vă spun că Domnul i-a dat valoare. Eu și tu. Ce valoare îi dăm? Ce valoare îi dăm noi? Domnul să ne ajute să-L valorăm la adevărata Lui valoare. Este Fiul lui Dumnezeu. Și suntem chemați în dimineața aceasta la părtășie cu El. Domnul ne cheamă. El ne cheamă. Haideți să-L onorăm și să-L cinstim ca Fiul de Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze, să ne împărtășim cu toții. Aici și odată în împărăția cerului. Amin. Ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm dintr-o cântare în timp ce vom face și pregătirea pentru ca să slujim la masa Domnului. Rog pe fratele David Fâșcu și fratele Iosif Câmpean să vină să ne ajute să slujim la masa Domnului. Și apoi l-a împărțit între ucenici. Îl împărțim între noi ca o amintire a jertfei Domnului Iisus și fie ca în memoria și în inima noastră să păstrăm vie această amintire a jertfei. Fratele David, s-a rugat pentru pâine, fratele Iosif, va cere binecuvântarea peste rodul viței și împreună cu ei și noi să îi însoțim în rugăciune. Tată scump din ceruri, venim înaintea Ta în această zi, binecuvântată de Tine. Avem marea posibilitate și binecuvântare să stăm în jurul acestui mare har și acestei lucrări deosebite care Tu ai instituit-o. Glorie numelui Tău, Doamne! Cu mare invitație și cu mare pioșene venim înaintea Ta și Te rugăm, vino la noi. Amen. Avem nevoie de mâinile Tale binecuvântate, care cândva au ținut
aceeași pâine la masă și ai făcut binecuvântarea dându-i valoarea trupului tău. Astăzi ești invitat între noi. Suntem doar oameni, dar vrem să facem această lucrare cu mare credincioșie, cu mare sfințenie și cu mare atenție. Și nu vrem să luăm acest lucru ca un lucru de apucat, ci vrem să-i dăm valoarea care ai dat-o Tu, Doamne. Acum, Doamne, când avem această lucrare în mâinile noastre, Te chemăm oaspetele nostru între noi. Binecuvintează, Te rog frumos, pâinea aceasta. Te rog, dă-i valoarea trupului Tău, așa cum ai dat-o atunci și cum ai frânt-o și ai dat-o ucenicilor. Și ei au luat fiecare din ea și noi dorim să ne împărtășim cu trupul Tău. Ah, Domnul meu, trupul Tău are niște calități nobile, înalte. N-ai vrea Tu să treci printre noi astăzi și să ne mai mângâi cu atingerea Ta pe toți care întind mâina să atingă din trupul Tău, să Te simtă pe Tine, Doamne? Noi suntem niște oameni, dar Tu poți să dai valoare acestei lucrări prin prezența Ta, Doamne, prin atingerea Ta, Doamne, prin cercetarea Ta, Doamne. De aceea lasă-L pe Duhul Tău Sfânt să miște inimile noastre, ca noi cu mare sfințenie să ne apropiem de Tine și cu mare credință să atingem din parte, din trupul Tău, să primim viața care o dai Tu. Te implor, Domnul meu, pe cei care au dureri, suferințe, pe cei care au răni, Doamne, vindecă-i Tu, Doamne. Alină durerile, trăim pe pământul care se numește Valea Plângerii. Avem dureri, avem necazuri, avem probleme, dar tare bucuroși suntem când ne întâlnim cu Tine. Ne întâlnim, Doamne, și suntem fericiți când Tu Te cobori la noi. Astăzi Te-ai coborât prin această lucrare minunată. Fă-ți numele de slavă, Te rog. Fă să simțim fiecare prezența Ta și fiecare să avem mare bucurie că ne-am întâlnit cu Tine și am luat parte din trupul Tău. De aceea îți mulțumim că Ți-ai întins mâinile și ai binecuvântat această pâine, Doamne, și dai valoarea trupului Tău. Binecuvântă biserica, Te rog, fiecare care se va, Doamne, atinge de acest trup al Tău, să primească în el viață și să poată, Doamne, așa cum spui Tu, să spunem despre voia Ta, să spunem despre viața cu Tine, să spunem despre prezența Ta, fără să ne rușinăm. Tu ești viu, Tu ești prezent, Tu dai viață, Tu dai putere bisericii, Tu dai putere poporului Tău, Tu dai putere celui slab, Tu dai, Doamne, viață celui care este, Doamne, fără, Tu poți să aduci acest lucru, de aceea îți mulțumim și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, vin și eu înaintea Ta și îți mulțumesc pentru faptul că ești prezent în locul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, că de dimineață ai fost prezent, ai mângâiat inimi și ai ascultat rugăciuni. Îți mulțumim, o Doamne Dumnezeul nostru, căci Tu știi când stăm jos și ne ridicăm. Știi că ne-am ridicat în numele Tău, Doamne, și țin acest rod al viței, Te rog să-L binecuvintezi. Te rog să-ți pui mâna Ta peste el și să-i dai valoarea sângelui Tău. Te rog în numele Lui Iisus Hristos să ne ajuți, o Doamne, fiecăruia din locul acesta, crezând în jertfa Ta, fiind spălați în sângele Tău, să ne împărtășim, o Doamne, cu sângele Tău, Doamne, și cu trupul Tău și să luăm acesta, Doamne, să recunoaștem în el numele Tău, să Te recunoaștem în El pe Tine, căci Tu ești și trăiești și ești veșnic. Ceea ce facem în locul acesta, Doamne, vestim moartea Ta. De aceea binecuvintează pe fiecare în parte în locul acesta. Doamne, întinde-ți mâna, privește cu milă și îndurare în locul acesta și dacă vei vedea pe cei care au nevoie de mântuirea Ta, de vindecarea Ta,
Te rog în numele lui Iisus Hristos, întinde-ți mâna și atinge-L pe fiecare în parte. Tu știi fiecare, Doamne, de ce are nevoie în locul acesta. Fă, Doamne, atunci când va lua din acest pahar, Doamne, sângele lui Iisus Hristos să pătrundă, să vindece, să ierte, să spele, Doamne Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos, mă rog, și cred că Tu asculți, pentru că Tu poți să faci lucrul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, căci asculți rugăciunile noastre. Îți mulțumim căci ești prezent în locul acesta. Îți mulțumim căci putem să stăm la masă cu Tine. Binecuvintează-ne, Doamne, și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în continuare în inimile noastre a fiecăruia. Îți mulțumim căci ne asculți. Fii binecuvântat și onorat, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin. Haideți să rămânem în picioare, în timp, cântăm o cântare și în timpul acesta vom face și frângerea pâinii. Și-au mărturisit credința lor în apa botezului, credința în Domnul Iisus Hristos și ne-am pregătit să ne împărtășim, putem să ne împărtășim. Amintesc din nou, ne împărtășim cei ce am mărturisit credința aceasta și noi nu împărtășim copiii. Cuvântul Domnului spune că trebuie să știm să deosebim trupul Domnului. De aceea, cei ce ne-am pregătit și am fost botezați în apă, putem să ne împărtășim. Spre deosebire, cei ce se împărtășesc îi rog să rămână în picioare, ceilalți pot să ocupe locurile. În timp ce ne împărtășim, putem să cântăm cântări care ne aduc aminte de jertfa Domnului Iisus. Fratele David și cu fratele Iuliu vor trece cu pâinea, unul la partea fraților, la partea surorilor și apoi frații vor trece și cu rodul viței. Amin.
fost părăsit, sunt acceptat, ai fost condamnat și viața am acum, iar Duhul tău e în mine, căci ai murit și ai înviat. Sunt iertat ce-ai fost părăsit, sunt acceptat, ai fost condamnat și viața am acum, iar Duhul tău e în mine, căci ai murit și ai înviat. Ce dragoste de Dumnezeu, să moară un rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce am te preamăresc. Ce dragoste de Dumnezeu, să moară un rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce am te preamă. Ce-ai fost părăsit, sunt acceptat, ai fost condamnat și viața am acum, iar Duhul tău e în mine, căci ai murit și ai înviat. Ce dragoste de Dumnezeu, să moară un rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, te preamăresc. Ce dragoste de Dumnezeu, să moară în rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce am te preamăresc. Tu ești rege, tu ești rege, Iisus, tu ești rege, Iisus, tu ești rege. Ce dragoste de Dumnezeu,
primit privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce am pe prea măresc. Ce dragoste de Dumnezeu să mă îmbrece locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce înainte de a cheia cu rugăciune, fratele Iuliu va citi despre această lucrare, spălarea picioarelor, unică în istoria omenirii, făcută de Împăratul Împăraților, Domnul Iisus Hristos. Și după aceea vom încheia cu rugăciune, vom trece să facem și spălarea picioarelor, două săli pregătite, una pentru surori, una pentru frați. La încheiere, cei ce vor să ducă acasă din aceste sfinte taine, vă rog să veniți în față și frații lucrători vă vor servi. Deci să ascultăm cuvântul Domnului. Deci o să citesc din Ioan, din capitolul 13, începând cu versetul 12 la 17, unde spune așa. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostol mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți, a zis Domnul Iisus. Amin. Haideți să ne rugăm și să mulțumim Domnului. Deci, să trecem, să facem spălarea picioarelor. Cei ce vor să ducă acasă, vă rog să veniți în față și frații vă vor servi.